Astăzi vom avea câteva scurtături la viață cu privire la lucrurile pe care credeai că le faci corect, dar le făceai greșit. Inclusiv eu. Haideți să începem! Dacă vă vine să credeți, facem greșit în fiecare minut exact lucrul care ne ține constant în viață. Respiratul. Când ești bebe, dacă aveți vreun bebe la îndemână, uitați-vă la el cum respiră. Dacă nu, nu o să vă aduceți aminte de când erați bebe, dar de dragul conversației să mergem mai departe. Când ești bebe, respiri pe burtică. Se ridică burtica în sus, se lasă burtica în jos. Pe măsură ce crești, datorită stresului, respiratul se face prin piept, cu respirații mai scurte, mai rapide, bazate pe instinctul de fugă sau luptă. Eu sincer cred că respirăm pe piept pentru că ne ținem burta strânsă să părem mai slab, dar asta e doar părerea mea. Iar acest mod de a respira se afectează calitatea și sănătatea pielii, creierul și organele vitale nu primesc suficient oxigen și nutrienți, mușchii obosesc mai rapid în timpul unui exercițiu fizic, din moment ce nu primesc suficient oxigen. Te simți mereu obosit sau lipsit de chef, din cauza că nu primești suficienți nutrienți, evident, prin sânge, oxigen, toate cele. Poți să te mai simți deconectat de la lume, poți să ai atacuri de panică, insomnii, amețeli și oboseală extremă. Așa că putem să fim de acord că respiratul cum trebuie este destul de important. Și dacă până acum nu știai de ce nu ai chef de nimic, e posibil că acesta să fie răspunsul. E posibil. Pentru a respira corect, trebuie să respiri pe burtică și să-ți folosești diafragma. Diafragma este de asemenea foarte importantă și atunci când vorbești sau când cânți. Dacă nu vrei să-ți distrugi vocea, trebuie să o folosești. Respiratul aiurea este motivul pentru care mulți cântăreți sună din ce în ce mai prost atunci când cântă live. Mă refer la chestia aia sexy, răgușită. La fete, chestia aia nu e bună și poate pune punct carierelor. Dar să ne întoarcem la subiectul nostru, la sănătatea noastră și la cum să respirăm. Pentru a verifica dacă respiri cum trebuie, punem mâna stângă deasupra abdomenului, sub coaste, în spațiul acela de pe ecran, dintre coaste, și mâna dreaptă pe abdomen. Atunci când tragi aer și îi dai drumul înapoi afară, doar mâna dreaptă ar trebui să se miște. Dacă nu reușești să faci acest lucru, ridică-te de pe scaun, stai în picioare și încearcă așa. Dacă nici așa nu-ți merge, întinde-te pe spate. Lasă vocea mea să te calmeze și să te conducă înspre o respirație mai bună. Trage aer în piept și dă-i drumul afară. Dacă ai râs în același timp cu mine și ți-ai ținut mâna stângă în continuare pe abdomen, ai simțit diafragma cum se mișcă. Ei bine, chestia aia se folosește și atunci când cânti. Iar exercițiile de diafragmă pot întări mușchii abdominali în așa fel încât să nu mai trebuiască să-ți sugi burta. Ne distrăm atât de bine noi împreună, nu? Haideți să mergem la următorul subiect. Spălatul pe dinți și ața dentară. O, ce mult ne place nouă să ne spălăm pe dinți și să folosim ața dentară ca să umplem toată oglinda din fața noastră. Da, ne place. Dar totuși, dacă nu vrem să ne cadă dinții până la 40 de ani de la parodontoză și să ne miroase gura de la 100 de metri când vorbim, trebuie să o facem. Măcar de două ori pe zi, dimineața și seara, și să-i arăți cuiva cum trebuie să se spele potrivit pe dinți poate fi foarte, foarte amuzant. Mi-amintesc în liceu că au venit niște fete drăguțe, cam la 20 ceva de ani, care au încercat să ne învețe cum să ne spălăm pe dinți. Ne-am abținut noi băieții din râs cât am putut, dar există o limită pentru tot. Periuța trebuie ținută în mână la un lung de 45 de grade. Perii trebuie să fie moi, făcuți din fibră de nailon. Nu luau periuțe mai scumpe făcute din fibre de animale, pentru că e scârbos și pot să rămână mai multe bacterii în ea. Nu cumpăra așa ceva. Mișcarea periuței trebuie să fie dinspre gingii în sus, să atingi gingiile pentru a le masa, dar să nu le masacrezi și nici într-un caz nu mișca din stânga în dreapta. Bun, iar pentru partea din interior trebuie la fel, dinspre gingie în afară, cu mișcări du-te vino. Aici nu am mai suportat noi băieții și am râs când le-am văzut pe fete. Dar sincer, vin într-o școală plină de băieți și nu știi că eu o să râdă pentru chestia asta. E vina lor, deci eu pe ele pun vină. Și dacă totul eșuează, folosește o periuță electrică, nu din acelea ieftine cu baterii schimbabile la 30-40 de lei, le-am încercat, sunt oribile. Ia ceva mai scump care o să te țină ani de zile. Apropo de ani de zile, periuța de dinți nu este moștenire de familie. Adică nu se schimbă între oameni, da? Și nu se dă de la generație la generație. Se schimbă la câteva luni,
2-3 luni de preferință. Iar acum ața dentară. Ața dentară trebuie să alunece de pe un dinte, să ajungă la baza dintelui și să-l tragi înapoi în jos pe celălalt dinte. Nu să împingi ața de dinți înăuntru de parcă ai vrea să strangulezi dintele. Știu că ați văzut în filme cum se face, am vorbit în clipul trecut, nu tot ce se aude în filme e și corect. Ok, restul cred că se înțelege de la sine. Scuipi, clătești și ieși din baie. Și nu lași periuța la vedere ca să sară pe ea în particule din materie fecală. Am vorbit despre asta în primul clip, oameni buni. Primul clip. O, mersul la baie în locuri publice, cât de mult te disprețuim, dar când nu mai suportăm situația, trebuie să apelăm la tine. Și uite câteva reguli amuzante despre cum să o faci! La fete, dacă am învățat ceva din filme, stai la coada aceea lungă care se face la fete. Iar la băieți, întotdeauna pișorul pe care îl alegi trebuie să lase un spațiu tampon între tine și următorul pișoar care poate să fie ales de o altă persoană. Niciodată nu te pune lângă cineva, mai ales dacă este deja un pișoar liber. Dacă nu ai nicio opțiune să lași unul liber între tine și următoarea persoană, pur și simplu ieși afară și așteaptă. Și când ajungi acolo, vezi-ți de treaba ta. Nu te uita la treaba altcuiva. Încearcă să nu stropești pe toată lumea și mai ales pe tine. Nu e nimic mai jenat decât să ieși de la baie stropit pe pantaloni. Iar pentru a face treaba asta, țintește în jos și stai cât mai aproape posibil de pișoar. Iar când te apropii, înainte de a începe să-ți faci treaba, fii atent pe jos. Nu cumva să-și făcut altcineva treaba și să calci în ea peste tot, să te stropești. Iar când începi, încearcă să fii relaxat. Cu cât ești mai aproape de un unghi de 90 de grade, cu atât mai mult se va stropi în jur. Încearcă un unghi moale de 45 de grade sau cât mai apropiat posibil pentru cât mai puțin stropi înapoi pe tine. Și odată ce ai terminat și nu ai avut niciun incident, nu scutura prea tare. Dar asigură-te că nu o să ai o surpriză imediat ce faci 2-3 pași. Urmând aceste instrucțiuni ar trebui să fie ok și să nu te faci de rușine în seara în care ai ieșit cu cineva în oraș. Cu siguranță nu sunteți surprinși că statul la birou nu este chiar cea mai bună activitate pentru tine, cu atât mai puțin faptul că poziția în care stai la birou poate să-ți facă și mai mult rău decât statul în sine la birou. Scaunul pe care stai este foarte important, ar trebui să aibă suport pentru spate, ar trebui să stai cât mai drept, mâinile orizontale, picioarele la genunchi orizontale, mâinile mereu trebuie să fie sprijinite de ceva și materialul din care este făcut scaunul trebuie să-i permită pielii tale să respire. Și ecranul din fața ta ar trebui să aibă o înălțime potrivită. Partea superioară a ecranului ar trebui să fie la nivel cu ochii și tu să te uiți în jos la ecran, nu în sus. Mâinile și picioarele ar trebui să stea strânse la un unghi de 90 de grade. Dacă lucrezi de la laptop, găsește un stand, pune-l pe niște cărți ca să nu stai aplecat deasupra lui și să-ți rănești spatele. Vă spun asta din experiență, în momentul de față lucrez stând în picioare. Am luat niște picioare mai înalte la masa la care lucram și pur și simplu lucrez din picioare. Sunt ceva mai productiv și din cauza modului în care stăteam până acum la birou, cu mâna dreaptă pe mouse, aplecat și cu mâna stângă întinsă după tastatură, am reușit să observ că partea dreaptă a umărului meu e un pic mai jos decât cea stângă. Nu e cool deloc. Și pe lângă stricarea posturii, statul jos prea multă vreme îți ia ani din viață, pentru că noi nu suntem făcuți să fim sedentari și chiar dacă facem exerciții fizice, statul jos multă vreme îți dăunează sănătății. Studiile indică faptul că statul jos ți-ar putea ridica șansele cu 200% pentru obezitate, iar șansele ca tu să mori în următorii 15 ani sunt cu 40% mai mari dacă stai jos mai mult de 6 ore pe zi. Și după aceea, după ce te-ai întors de la lucru, de la stat jos, fiecare oră de stat jos în fața televizorului îți crește șansele de moarte din cauza bolilor de inimă cu încă 11%. O oră 11%, 4 ore 44%. Așa că următorul maraton Daredevil sau Game of Thrones te-ar putea costa și pe tine viața. Mă opresc aici, vă las link în descriere cu și mai multe povești de groază. Pe mâini nu trebuie să te speli doar înainte de masă. Trebuie să te speli înainte, în timp și după ce ai pregătit masa, înainte de a mânca, după ce ai avut grijă de o persoană care este bolnavă, înainte și după ce ai avut grijă de o rană deschisă, după ce ai fost la baie, uneori și înainte dacă ai fost printr-un mall și ai pus mâna pe o grămadă de lucruri, după ce ai schimbat scutecele cuiva sau ai spălat un bebeluș care a fost la baie, după ce îți sufli nasul, după ce tușești sau strănuți, după ce atingi un animal, după ce hrănești un animal sau după ce cureți mizerie de natură animală, după ce dai de mâncare animalelor și după ce atingi orice gunoi, orice e murdar. Iar pe mâini ar trebui să te speli cu apă rece sau călduță, în timp ce curge, e curată și folosești săpun, pentru cel puțin 20 de secunde, timp în care nu o lălăi, ci freci mâinile serios să cureți orice mizerie ar putea să rămână pe ele. Iar săpunul bacterial nu este recomandat, mai ales dacă conține triclosan, pentru că acesta crește rezistența la antibiotice și poate duce chiar la modificări hormonale. Iar acest săpun nu crește șansa de a nu te îmbolnăvi. Uscatul pe mâini este cel mai eficient cu șervețele de hârtie sau prosoape, dacă sunt curate, schimbate des și nu ținute într-un mediu umed, iar uscătoarele pe bază de aer pe care le vei găsi în mall-uri, suflă bacteriile peste tot prin încăpere înapoi pe mâinile tale, așa că nu sunt recomandate.
Ok, dragilor, acum că suntem doar noi, majoritatea oamenilor au închis clipul, mă simt mai în siguranță să vorbesc despre ceva cu voi. Am deschis un canal nou despre recenzii și am pus un clip ieri alaltăieri. V-am invitat deja să vă uitați pe el dacă nu ați făcut-o. Please, please, uitați-vă peste canal, lucrez mult și la acele clipuri. Și uite norul de ceață cum vine după mine. Am dat drumul la prea multă ceață. Mult prea multă ceață. Zici că, să știți că nu i-a luat casa foc. Am vrut un efect fain în spate. Se pare că efectul e prea mare. În fine, să continuăm. Și am făcut o recenzie pentru un mouse care de la data cumpărării până la data terminării clipului a mai câștigat 140 de lei în preț și l-am prezentat aiurea. Nu vreau să se repete chestia asta și astăzi e ceva ofertă la EMAG. Sunt destul de des oferte, dar asta e ofertă destul de ok. Nu am niciun fel de asociere cu EMAG, nu am vorbit decât într-o ocazie și am să vă spun imediat despre ce a fost vorba. Și azi vreau să vă spun despre un produs pe care am vrut oricum să-l filmez. O brățară de fitness de la Garmin, nici cu Garmin nu am niciun fel de asociere. Garmin Vivo Smart HR. Este o brățară smart, care are cititor de, are senzor de ritm cardiac și astfel îți calculează caloriile mai bine și tiparul modului tău de a trăi de-a lungul zilei, tiparul somnului, are ecran tactil ca să poți naviga printre toate meniurile. De exemplu, astăzi am făcut până acum 1381 de pași, doar învârtindu-mă prin living în jurul canapelei, gândindu-mă la ceea ce urmează să spun și am consumat ritmul și am consumat câte calorii? 850 de calorii. Destul de bine, cam 2000 trebuie să consum pe zi și este doar ora 4:20, ca să știți și ora la care am făcut treaba asta. Și vreau să vi-l recomand acum, eu l-am luat în ianuarie. În ianuarie m-am pus să și slăbesc, din ianuarie până acum am slăbit 8 kg. N-am făcut el magia, trebuie să nu mănânc și să fac exerciții. Dar m-a ajutat să fac exercițiile cu cap și să văd unde am de ajustat și m-a încurajat să mișc fundul. Nici nu mai stau jos pe scaun când lucrez, ci stau în picioare, da, pentru că m-a încurajat prea des să mă ridic. În fine, treaba e că acum a scăzut prețul. Era așa, eu când l-am luat, l-am dat 512 lei și a fost second, a fost resigilat și 2-3 zile mai târziu, tot ei l-au vândut la 483 de lei, nou. Am dus înapoi la magazin și l-am returnat. Am luat altul nou nouț la 480 de lei. Cea mai cool chestie la ceasul ăsta e atunci când te sună cineva, pentru că ceasurile smart încă n-au intrat foarte mult în piață, te sună cineva și ești în public și se zice, măi, răspunde la telefon, zici nu că e X-ulescu, Y-ulescu și n-am chef să răspund sau îl sun eu mai târziu și te întreabă oamenii, dar de unde știi? Și atunci ridici foarte încrezut mâna în sus ca să arăți de unde știi treaba asta. Da, și vă recomand, am făcut un studiu de câteva zeci de ore, cred că 2 săptămâni doar despre asta am citit și urmărit clipuri pe net. Face același lucru ca oricare ceas smart. Singurele ceasuri smart care fac mai multe lucruri decât astea sunt Apple Watch-ul și Samsung Gear, pentru că poți să răspunzi și să vorbești la el. La acesta poți să răspunzi și să respingi apelul, dar răspunsul se face tot pe telefon. Deci tot telefonul răspunde, dar poți răspunde de pe el, poți controla muzica de pe el, poți să citești mesajele, e-mail-urile și notificările. Asta e partea smart. Și la partea de fitness, Apple Watch-ul și Samsung-ul n-au nici o treabă la fitness. Adică nu sunt precise, nu sunt la fel de precise, că există și chestii ceva mai precise decât asta. Nu sunt la fel de precise, iar aplicația de pe care funcționează e oribilă. Deci e o glumă, da? E absolut o glumă. Și dacă iei ceva de frumusețe, toată lumea știe, iei motorul la 362, acela e frumos dacă iei de frumusețe, nu dâmbul ăla de la Apple. Sau da, uite, Samsung Gear e drăguț. E drăguț, dar dacă ești în ecosistem Apple, ești pe nicăieri. Și vreau să vi-l recomand pentru că acum este la 500 de lei. Vă las link în descriere. Dacă ați vrut vreodată ceva smart, să intrați în treaba asta sau aveți nevoie de ustensile pentru fitness, nu vă pot recomanda ceva mai mult decât acest ceas. Îi ține bateria o săptămână, se conectează prin Bluetooth de energie scăzută la telefon, telefonul nu are de suferit și lui ține bateria o grămadă. Celelalte ceasuri trebuie încărcate în fiecare zi.
Da, aceasta a fost recenzia și toată explicația inutilă pentru a vă spune că e o chestie fain și vă recomand să o cumpărați. Și în caz că vă întrebați ce e chestia asta de lângă mine, o să mă întrebați în comentarii, e tabla pe care îmi scriu subiectele, cum urmează să fie prezentate la rând, da? Și le tai unul după altul. Și chestia asta dintr-o parte este microfonul prin care mă auziți în mod faimos de fiecare dată. Asta a fost tot pentru azi. Mă bucur că v-ați uitat la videoclip. Vă mulțumesc că m-ați suportat până acum și dacă vreți să vă faceți un cadou fain sau altcuiva un cadou fain, pe acesta vi-l pot recomanda. Din nou, nu sunt asociat cu Emax sau Garmin și au o grămadă de produse pe site acum la reducere, dar doar acesta mi-a atras atenția și vreau să vi-l recomand să îl cumpărați. Dacă vreți să-mi puneți întrebări despre el, scrieți-mi secțiunea de comentarii și vă răspund. Și dacă vreți să sprijiniți canalul acesta, linkul pe care vi-l dau este legat prin profit share, deci e ceva legătură, da, conspirație și una alta, e ceva legătură cu EMAG, este prin profit share și 1% din prețul produsului și din acel 1% se mai taie 25% taxe la stat și impozit. Deci, da, 1% din prețul produsului îmi vine și mie și dacă ați fi vrut vreodată să suportați, să sprijiniți canalul în vreun fel, acesta e un fel gratis, oarecum gratis, pentru că trebuie să vă cumpărați vouă ceva, dar e un fel gratis prin care puteți să sprijiniți canalul. Gata, povestea e gata, povestioara s-a terminat, vă las, aveți grijă de voi.